Demersurile pentru accesarea fondurilor europene au început în 2014 și s-au concretizat prin semnarea contractului de finanțare în prima săptămână din noiembrie 2022. Proiectul implementat de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară APA Vâlcea ar trebui să se implementeze în următorii 3 ani. Un proiect care va fi etapizat, un proiect care va rezolva problema alimentării cu apă și apă uzată și canalizare în 34 de unități administrative teritoriale și care va ridica nivelul de trai, de viață a 54.000 de locuitori din județul Vâlcea. După ani de zile, ani complicați, în care, din păcate, unele localități au fost excluse din proiect, după ani de zile, vorbim despre o sumă uriașă care se va investi în sistemul de alimentare cu apă și canalizare, o sumă record pentru istoria județului nostru. Printre cei 54.000 de beneficiari ai proiectului se numără locuitori din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Brezoi, Băbeni, Horezu, Vaideni și alte câteva zeci de localități. În Râmnicu Vâlcea se va interveni cu prioritate pe strada Dealul Malului și în zona Goranu. Pentru Râmnicu, cât și pentru cele 34 de UAT-uri, plus celelalte 11 care vor mai veni, este un rezultat fantastic. Acum greul începe cu adevărat, în sensul că echipa de implementare trebuie să mobilizeze exemplar, pentru că în maxim 3 ani de zile acești bani trebuie cheltuiți și trebuie cheltuiți conform legii. Prima lucrare care va începe în municipiul Vâlcea și dorită foarte mult de cetățenii municipiului este vorba de canalizarea pe Dealul Malului. Este o stradă extraordinar de frumoasă, unde nu avem canalizare. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Vâlcea prevede înființarea 25 de sisteme de alimentare cu apă și 15 sisteme de colectare și tratare a apei uzate.